laudăm pe Domnul că și în seara aceasta suntem la închinare. Vă spunem un bun venit și zic ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți. Haideți să ne închinăm înaintea Lui pentru că El este vrednic de laudă și de închinare. Amin. Plec genunchii în fața ta, ești vrednic să fii lăudat. Îmi dai putere în ziua grea, îmi dai curaj de-a înainta. În numele tău, numele tău sunt Dumnezeu. Ceas de ceas, zi de zi, văd mâna ta peste viața mea. Și nici o clipă nu aș vrea să fiu fără dragostea ta. Din vest străvechi ești credincios, loc de scăpare și al meu adăpost. Este încă tare, în tine mă cred, în numele tău, Iahve. În numele tău, dușmanii cad, munții se mișcă, mările ta. În numele tău, sunt Dumnezeu. În numele tău, în numele tău, dușmanii cad, munții se mișcă. Stimați prieteni, e o bucurie pentru mine și sper că și pentru dumneavoastră că suntem în seara aceasta prezenți aici în locul acesta pentru a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și pentru a cânta în cinstea celui ce merită cântarea, merită recunoștința, merită lauda, merită mulțumirea noastră. Slăvit să fie Domnul! Amin. De altfel, fiecare zi în care ne bucurăm de libertate, de sănătate și de cele necesare vieții vremelnice,
E un dar de la Dumnezeu. Niciunul dintre noi, sper, nu poate pretinde că îi se cuvin toate lucrurile bune de care a avut parte, ci mai degrabă putem spune, e harul, e bunătatea, e îndurarea lui Dumnezeu la mijloc. Cu atât mai mult atunci când Dumnezeu ne oferă prilejul să ne binecuvânteze și din punct de vedere spiritual. În seara aceasta vom sta aici într-un loc de închinare, vom cere încă o dată prezența și binecuvântarea Domnului peste noi și îl vom ruga să fie binevoitor și să facă și în seara aceasta ceea ce spunea salmistul, și anume să-și deschidă mâna în așa fel încât tot ce are viață să fie săturat, să fie hrănit din punct de vedere spiritual. Vreți să facem lucrul acesta? Haideți atunci să ne ridicăm în picioare și ne rugăm fiecare dintre noi lui Dumnezeu, care ne aude pe fiecare dintre noi, care cunoaște simțămintele inimii cu care venim înaintea Lui, sinceritatea noastră. Și după ce ne vom ruga împreună, prin rugăciune individuală, apoi vom cere prezența și harul Domnului peste noi toți și peste slujba din această seară. Întâi ne rugăm împreună. Tatăl nostru și Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă, Doamne, nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava, acum și în vecii vecilor.
Îți mulțumim că ne oferi seara aceasta pentru a sta înaintea Ta într-un duc de închinare. Da, Doamne. Te lăudăm și Te binecuvântăm. Recunoaștem că ne-ai păzit, recunoaștem că ne-ai purtat de grijă, recunoaștem că Ți-ai deschis mâna și ne-ai dat pâine și ne-ai dat sănătate, recunoaștem, Doamne, că ne-ai păzit de atâtea primejdii și pericole care puteau să vină în viața noastră și să nu mai fim în locul acesta și să fim în altă parte. Doamne, mulțumim pentru toate aceste lucruri. Stăm acum înaintea Ta și am vrea să ne binecuvântezi și să ne dai o inimă în care cuvântul Tău să poată fi semănat în seara aceasta. Mă rog, ai în vedere lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei. Binecuvântează persoana care va face lucrul acesta. Fie slujitorul Tău în mâna Ta, Doamne. Te rog să-l călăuzești, să-l inspiri prin Duhul Tău, să-i dai o sfântă autoritate, Doamne, și în felul acesta cuvântul Tău să ne vorbească nouă și să ne fie de folos, aducând zidire, aducând mângâiere, încurajare și, dacă este cazul, aducând lumină, Doamne, și conducându-ne la decizii potrivite, plăcute voiei Tale, Doamne. Doamne, știm că poți face lucrul acesta și de la Tine așteptăm aceasta. Mă rog să binecuvântez de asemenea în seara aceasta cântarea de laudă. Amin. Și pe cei ce o vor cânta. Binecuvântează grupul cristic, Doamne, și folosește-l pentru slava Ta și pentru zidirea noastră, Doamne. Mă rog să binecuvântez pe cei ce au venit să asculte, pe cei care au inimile deschise, sufletele poate răvășite de întâmplările vieții prin care trec. Doamne, mângâie, vorbește, încurajează, Doamne. Și în felul acesta, stând înaintea Ta, să recunoaștem că ai fost încă o dată bun și deosebit de îndurător cu fiecare dintre noi. Și pentru toate vrem să-Ți mulțumim și să Te lăudăm pe Tine, Cel ce ești Tatăl și Dumnezeul nostru. Te rugăm, ajută-ne să călcăm pe calea potrivită care ne conduce în împărăția Ta. A Ta să fie gloria și slava și acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Vă salut pe toți cei care ați ales în seara aceasta să fiți împreună cu noi la închinare și vă doresc binecuvântarea Lui Dumnezeu. Vreau să salut prezența grupului cristic în seara aceasta înaintea noastră, ca și slujitori înaintea Domnului prin cântare în mod special. Dumnezeu să-i binecuvânteze și fie să poată alege cel mai potrivit repertoriu, în așa fel încât prin el Domnul să vorbească. Sigur că ne plac și melodiile, dar suntem atenți și la versuri, suntem atenți și la mesaj. Și fie mesajul cântării să găsească un drum liber spre inima noastră. De asemenea, salut în mijlocul nostru pe fratele păstor Ștefan Ghereș, care la momentul potrivit va deschide cuvântul lui Dumnezeu și ne va aduce mesajul pe care Domnul i l-a pus pe inimă. Domnul să îl folosească și să îl binecuvânteze. Vreau să salut prezența fratelui Ghiță Mariș, care în seara aceasta este cu noi. Dumnezeu să îl binecuvânteze în toate domeniile vieții și pentru toate a Domnului să fie gloria și slava și acum și în vecii vecilor. Amin. Lăudăm pe Domnul că suntem împreună la părtășii în această seară. Ne bucurăm din nou să fim la Alba Iulia, la Salem. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suntem într-un turneu pe care l-am început în 8 iulie și cu ajutorul Domnului în 25, duminică, îl vom termina. De aceea am ales în seara aceasta să fim aici și credem că a fost voia lui Dumnezeu ca să fim la părtășie împreună. Vrem să cântăm laudele Domnului. Vrem tot ceea ce se face în locul acesta să fie doar pentru slava Lui, doar pentru gloria Lui și pentru întărirea noastră în credință. De asemenea, în seara aceasta, pe lângă cântări, vor fi și mărturii. Familia Bogantaru este împreună cu noi. La momentul potrivit va cânta și va avea o mărturie cum Domnul a lucrat în viața lor. Fratele Dani, la momentul potrivit, va cânta puțin mai târziu. Vom arăta câteva imagini video din lucrare pe care Domnul ne ajută să o facem și zic ca în toată lucrarea doar El să fie glorificat, doar El să fie înălțat. Haideți acum să ne închinăm prin cântarea, cred că se cunoaște și la dumneavoastră, El ne-a iubit venind în lume. Glorie Lui! Salvați prin sângele.
Că-i viu, pot învinge teama. Iubiți creștini, Iisus al nostru este viu. Amin? Știind că-i viu, putem să învingem orice teamă. Chiar și atunci când suntem în valea plângerii, Iisus este cu noi. Brațul Său puternic am cântat. Suntem pe brațul Său puternic. Încă în viața aceasta n-am întâlnit, nu știu de un alt braț mai puternic ca brațul Domnului. Fie ca acest braț puternic al lui Dumnezeu să vă țină, să ne țină pe toți. Următoarea cântare spune: în brațul Tău mă dedic din nou. Fie ca din nou în seara aceasta să ne dedicăm în brațul lui Dumnezeu. Cu tot ce sunt, Doamne, cu tot ce am, cu tot ce Tu mi-ai dăruit, haideți să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Glorie Lui! Pentru tine eu trăiesc.
pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc, Iisus eu mă cred în tine. Iisus e ți-a părțit, pentru tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc. Când El vorbește, pământul se clatină, mari ascultă. Când El vorbește, când El vorbește, totul stă nemişcat în fața Celui ce ne-a creat. Când El vorbește, când El vorbește, și timpul rămâne în loc, coboară dus vânt și foc. Când El vorbește, El e Iisus cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos și cel mai minunat. La glasul Lui aruncă și grijile, uită problemele. Când El vorbește, la glasul Lui pășește pe mare și-n furtuna și-n soare, așa vorbește El. Cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos
și cel mai minunat. Noi cântăm, îl lăudăm, îl preamărim pe-al nostru împărat. Noi cântăm, îl lăudăm, îl preamărim al nostru împărat. Cântăm, îl laudăm, preamărim al nostru împărat. Cântăm, îl laudăm, preamărim al nostru împărat. Cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos și cel mai minunat, cel mai frumos și cel mai minunat. Când el vorbește, pământul se clatină, mare ascultă. Când el vorbește, amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Când el vorbește, totul se clatină. Când el vorbește, toate ascultă. Dar aș vrea să pun o întrebare în seara aceasta. De ce toate ascultă și parcă tot mai mult omul nu mai vrea să asculte de Dumnezeu? Toate ascultă și parcă omul îl ignoră pe Dumnezeu. Noi care suntem cu coroana creațiunii lui Dumnezeu, în noi a pus tot ce a avut mai bun Dumnezeu. Și de multe ori ne trezim cu spatele întors către Dumnezeu. Națiunea noastră și nu numai. Valorile pe care Dumnezeu le-a lăsat în noi, mulți din jurul nostru vor să le năpădească cu altceva, să le schimbe cu altceva. Când Dumnezeu vorbește, am văzut și anul trecut, când a ajuns această pandemie de la un capăt al pământului, când El a vorbit, omul a fost oprit. El a vrut ceva să spun omului. Și în seara aceasta Dumnezeu vrea să spună din nou prin cântare, mai târziu prin mărturie și prin cuvânt, și parcă tot nu luăm seama. Ne duce cu gândul la luna martie, la începutul lui martie, și parcă pomii au înflorit ca și în 2019, ca și în 2018, iarba a încolțit ca și anii precedenți. Toate, dacă am semănat în grădină, am săpat și am semănat ceva, a crescut. Dar omul a fost oprit. Dumnezeu vrea să ne spună că ne iubește. Și vrea să ne spună că pentru noi a plătit un preț mare. Și de multe ori noi ne-am băgat în gunoaiele acestei lumi și am zis, Doamne, parcă este mai frumos aici. Parcă este mai bine aici. Și Domnul spune, vreau o relație cu tine, omule. Și genericul acestui turneu este turn de scăpare. În seara aceasta caută să ai ca și turn de scăpare pe Dumnezeu, amin? Nu un președinte, nu un guvern, nu primarul, oricine ar fi. Dumnezeu este turnul nostru de scăpare. Și fie ca în seara aceasta să înțelegem lucrul acesta. Am văzut cât de fragedă este viața. Am văzut cât de ușor ne ducem din lumea aceasta. Doamne, trezește biserica. Biserica are un cuvânt greu de spus în lumea aceasta. Cântarea pe care vrem să o cântăm spune, Iisus, Domnul meu, pe pământ ai venit și în dragostea ta și pe mine m-ai cuprins. Și în dragostea ta și pe noi ne-ai cuprins, pe noi toți. Haideți să cântăm pentru gloria Lui, pentru că El este meritos de laudă în seara aceasta. Sunt Domnul meu.
dragostea ta pentru mine te-ai jertfit. Ți-ai dat viața-mi dar și pentru vina mea. În sângele sfânt ai adus iertarea. O, Iisuse, azi eu îți mulțumesc pentru mila ta, pentru darul ceresc. Niciun merit n-aveam pentru mine să mor, să rămâi în mormânt până în zor. O, Iisuse, azi eu îți mulțumesc pentru mila ta, pentru darul ceresc. Niciun merit n-aveam pentru mine să mor, să rămâi în mormânt până în zor. Și la cer te-ai înălțat, prin sângele sfânt păcatele ne-ai spălat. Eliberat am fost de greul păcat și azi liber suntem, căci Tu ne-ai salvat. O, Iisuse, azi eu îți mulțumesc pentru mila Ta, pentru darul ceresc. Niciun merit n-aveam pentru mine să mor, să rămâi în mormânt până în zor. O, Iisuse, azi eu îți mulțumesc pentru mila Ta, pentru darul ceresc. Niciun merit n-aveam pentru mine să mor, să rămâi în mormânt până în zor. Prietene drago, ascultă-mă acum. Nu vrei să pășești cu Iisus pe un drum? Pe cel a murit și pentru vina ta. O, vino la El și o nouă viață îți va da. Iisuse, azi eu îți mulțumesc pentru mila Ta, pentru darul ceresc. Niciun merit n-aveam pentru mine să mor, să rămâi în mormânt până în zor. O, Iisuse, azi eu îți mulțumesc pentru mila Ta, pentru darul ceresc. Niciun merit n-aveam pentru mine să mor, să rămâi în mormânt până în zor. Niciun merit n-aveam pentru mine să mor, să rămâi în mormânt până în zor. O, Iisuse, azi eu îți mulțumesc pentru mila Ta, pentru darul ceresc. Niciun merit n-aveam pentru mine să mor, să rămâi în mormânt până în zor. Glorie Domnului! Dragostea Lui este valabilă și după 2000 de ani și încă ne îndeamnă la pocăință, amin? Încă ne îndeamnă la pocăință. Și iubiți frați și surori, zic ca Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim mai mult. Următoarea cântare spune, ce mare și bun este al nostru împărat. Aș pune întrebarea în seara aceasta, este bun Domnul cu noi? Este mare Domnul pentru noi? Chiar dacă trebuie să trecem prin perioada aceasta, nu tare ușoară, nu tare simplă. El a fost cu noi, glorie Lui! El a fost cu noi așa atunci când a fost frica mai mare, teama mai mare. Dumnezeu a fost cu noi și rugăm să rămână cu noi până la sfârșitul alergării noastre pe acest pământ. De aceea, iubiți frați și surori, Biserică Salem, nu trebuie să tăcem, ci trebuie să spunem celor din jurul nostru că nu mai este mult și Iisus vine. Toate semnele spun că Iisus vine. Tot ce se întâmplă în jurul nostru spune că Iisus vine. Doamne, ajută-ne să spunem lucrul acesta, să ne facem partea ca și copii ai Lui. Amin. Binecuvântați. Mare și bun este al nostru împărat, aproape de noi neîncetat. Cuvântul Lui este lumina de văr, ne arată cărarea spre cer. Împartă de grijă Jehova Ire și n-am nicio lipsă cu El. Pentru ce este vindecător, El Domnului Israel. Cu toții strigați, pe rege înălțați, lăudați-L, cântați-L, osanale, să
pornesc cu El încrezător. Jehova este steagul meu, alături de El voi fi biruitor. Măreț este al meu Dumnezeu. Poartă de grijă, Jehova ire, și n-am nicio lipsă cu El. Pentru cei bolnavi este vindecător, El Domnului Israel. Cu toții strigați, pe rege înălțați, lăudați-L cântați o sana. Binecuvântat să fie Domnul lui Israel. Și ce minunat că este și Dumnezeul nostru. Amin. Ne bucurăm să fim seara asta la Alba Iulia. E un har pe care Domnul ne-l face, așa cum se spune aici. Încă e har. Mi-era dor să văd oameni în biserică, să văd frați și surori adunați să laude pe Domnul. Este har. Nu știm ce va fi din toamnă. Oamenii dau pronosticuri, însă numai Dumnezeu știe ce va fi. Dar dacă astăzi suntem aici, e un har din partea Lui și dăm glorie Lui. Amin? Așa cum am fost prezentați, suntem familia Gontaru, Ionuț și soția mea Corina. Vrem să îl lăudăm și noi pe Domnul că ne-a făcut mult, 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 mult bine. Și înainte să cântăm o cântare veche, o cântare cunoscută pe care o să cântăm cu toată biserica, vreau să spun doar câteva cuvinte cum Dumnezeu a lucrat în viața mea, a lucrat în viața familiei mele și ne-a ridicat. Și de aia, motivați de ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră, noi neîncetat alergăm și ducem vestea asta și îl mărturisim pe Dumnezeul nostru, singurul Dumnezeu adevărat, glorie Lui. Eram în Țara Sfântă în anul 2017, nu cu mult timp în urmă, și mi-am dorit mult să ajung acolo, ne-am dorit să ajungem și Dumnezeu ne-a îngăduit bucuria aceasta și parcă așa a rânduit El să avem parte de toate cele 7 zile acolo, ca în cea din urmă zi, mie personal, acolo pe aeroport mi s-a făcut foarte rău, nu știam ce se întâmplă, nu știam despre ce-i vorba, nu puteam să mă mai controlez și am zis celor ce ne însoțeau, faceți ceva, că eu nu mai pot să trec pe cei care călătoriți cu avionul sau ați călătorit, știți că sunt acele coze, acele terminale unde trebuie să stai să te verifice. Și atunci a fost nevoie de o mașină specială să ne bage pe la priority. Am ajuns cu bine în cele din urmă la avion și de acolo am călătorit în România. Locuiam pe vremea aia la Botoșani, acum de ceva vreme suntem mutați la Arad. Și
ne-am dus imediat să vedem ce se întâmplă. Am mers la București să facem un control, am făcut un remene și eram la profesor în cabinet să ni-l interpreteze, să ne spună despre ce este vorba și parcă evita să ne dea un răspuns, ne punea tot felul de întrebări, se uita pe un ecran și în cele din urmă ne spune și îmi spune: tinere, stările pe care le-ai avut sunt de la o tumoră care apasă pe creierul tău. Și atunci vă mărturisesc că vestea asta a fost una cumplită, una pe care nu mi-o doream, însă discuția a continuat cu el și vă mărturisesc că parcă mintea mea deja era în altă parte. Am dus discuția într-un final și îmi spune: ar fi bine ca până la finalul anului să vii să vedem despre ce este vorba. Lucrurile au decurs foarte repede. Când zic asta, eram într-o zi de luni acolo, apoi ne-am întors imediat acasă, ne-am dus la frații din biserică și am zis: fraților, astea sunt veștile cu care venim. Ne-au încurajat frații, s-au rugat pentru noi și a zis: Ionuț, Corina, hai să ne rugăm Domnului mai mult. El poate să se atingă de tine acum sau dacă tu alegi să mergi acolo. N-am timp acum să intru în detalii, însă, așa cum am zis, lucrurile au decurs foarte repede. Marți am sunat înapoi, miercuri am mers pentru internare la nici 3 zile distanță și după investigații amănunțite, medicii, da, au zis: este o tumoră adâncă, nu ascundem riscurile. Însă ne-a încurajat faptul că a zis că mai mult decât pot face oamenii, există un Dumnezeu deasupra. Și am zis: Doamne, dacă Tu ai îngăduit ca eu să trec pe aici, vreau să îmi dai mâna și să mergem împreună. Și atunci a fost acea intervenție, m-am trezit în salonul de reanimare, pe terapie intensivă și am trăit cele mai cumplite momente din viața mea, când nu puteam să fac nicio mișcare. Eram imobilizat, am depins de oameni care mă luau cu căriciorul, mă duceau într-o parte în alta. Am depins de soția mea, de mama mea, de cei care erau acolo să mă îngrijească. Și în disperarea mea am și strigat către Domnul atât cât m-am priceput eu atunci în durerile mele cumplite și am zis: Doamne, dacă Tu vrei să mă mai lași cu viață, Te rog să mă lași întreg și sănătos. Dacă nu, dă-mi mâna și ia-mă acasă la Tine, că e mai bine acolo. Așa am strigat eu către Domnul. Dar Dumnezeul nostru, care este mare și bun, așa cum am cântat, s-a îndurat și de mine și nu că eu am vreun merit. Nu vreau să se vadă persoana mea în seara asta. Vreau să-L vedeți pe Iisus Hristos, care și astăzi face minuni. L-am cunoscut pe Iisus Hristos într-un mod personal. Până să trec în Valea Umbrelor Morții, așa cum am numit-o eu, L-am slujit pe Dumnezeu încă din tinerețe și nu că aș fi foarte bătrân acum, dar L-am slujit pe Dumnezeu și mi-am dăruit viața Lui și am zis: Doamne, Te rog să nu mă lași. S-au rugat biserici întregi pentru noi și s-au rugat și cei din România și poate biserici din diaspora. Și Dumnezeul nostru s-a arătat ca un Dumnezeu triumfător și biruitor și un Dumnezeu care vindecă, un Dumnezeu care și astăzi ridică și are putere și astăzi. Așa că vreau să vă încurajați cu aceste cuvinte. Timpul este deja înaintat, mai sunt de prezentat în programul nostru, apoi cuvântul Domnului, dar vreau să vă zic că Dumnezeul nostru și astăzi are putere. Și dacă în seara asta sunt la Alba Iulia, înseamnă că Dumnezeul nostru are putere. Știți ceva? Domnul nostru Iisus Hristos niciodată nu ne-a zis: dacă ne vom pocăi, vom scăpa de necazuri sau de greutăți. Nu. Dar ne-a promis un lucru, ne-a zis că în lume veți avea necazuri, dar ne-a promis ceva: îndrăzniți, că Eu am biruit lumea. Și am zis: Doamne, Eu cred că Tu iar poți să mă ridici. Tu poți iarăși să-mi dai viață și mișcare. Tu poți iarăși să mă înviorezi și să-mi dai locomoție și putere. Și poate dacă în seara asta vi se pare mărturia mea ca o poveste cu un happy end și poți să cânt iarăși, vă mărturisesc că la unul din ultimele controle la care am fost, fiindcă țin legătura cu profesorul, îmi dă indicații și atunci când ne-a chemat în cabinet, a mai chemat și o tânără, așa cum
Ai, avem aici pe primele bănci, nu știu exact ce vârstă avea, dar am văzut că era ajutată de părinții ei și atunci îmi spune asistenta: domnul Gontaru, să știți că aveți același diagnostic, numai că ea a fost operată în 2011. Vă mărturisesc că mi-am primit lecția și am început mai mult să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Am înțeles că se putea și altfel, dar Dumnezeul nostru este mare și nu m-a lăsat să fiu una cu patul, nu m-a lăsat să depind de oameni, ci astăzi sunt împreună cu grupul Hristic, am condus mașina, am venit cu soția mea împreună și dau laudă Domnului și cât voi avea suflare, mărturisesc că îl voi lăuda pe Domnul. El s-a atins de mine, vreau să cântăm această cântare veche, dacă ne ajuți. O cântare pe care o cântam în 2016, fără să știu că la un an distanță Dumnezeu a vrut să testeze credința mea. Nu ești învins cât timp credința. Nu ți-ai pierdut și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, poți fi zdrobit, poți fi una cu patul, dar cu Dumnezeul nostru niciodată învins, fiindcă El este același ieri, azi și în veci de veci. Ce m-a ținut tare a fost credința în Iisus Hristos. Am crezut că iarăși îl voi lăuda. Am crezut că iarăși voi cânta și mă voi ridica și îl voi lăuda pe Domnul. Așa cum scrie în Evrei 11. Credința este o încredere despre lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Oamenii priveau la mine ca la un om neputincios, care nu mai avea putere să facă nimic. Dar dincolo de toate cele, era Dumnezeu care mă aștepta. Mă aștepta cu biruința Lui. Mă aștepta să îmi dea din nou putere să-L laud. Și am crezut că iarăși îl voi lăuda. Dacă mă puneți să vă explic cum am crezut, nu știu, dar m-am rugat în nebunia mea, în agonia mea, m-am rugat Domnului și am zis: Doamne, Tu poți. Eu cred că eu iarăși Te voi lăuda, iarăși voi cânta la orgă, iarăși Te voi preamări. Și astăzi nu e un vis, e o realitate. La Alba Iulia îl înalți pe Dumnezeu și nu singuri. Vreau să cântăm împreună. Nu ești învins cât timp credința. Nu ți-ai pierdut și nu ți-ai stins. Știm cântarea asta, sunt convins că o știm cu toții. Hai să cântăm împreună. Amin. Nu ești învins cât timp credința. Nu ți-ai pierdut și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu învins. Aleluia! Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu învins. Nu ești în frâng cât ai nădejde și țelul ei rămâne sfânt. Nădejdea iarăși te întărește. Poți fi trântit, dar nu în frâng. Nădejdea iarăși te întărește. Poți fi trântit, dar nu în frâng. Nu ești stropit cât ai iubirea curată și de neclintit. Iubirea iarăși te înalță. Poți fi călcat, dar nu stropit. Iubirea iarăși te înalță. Poți fi călcat, dar nu stropit. Nu ești departe până Duhul și rugăciunile nu reci. Prin ele ești mereu aproape, dar fără ele dus pe veci. Prin ele ești mereu aproape,
dar fără ele dus pe veci. Nu rătăcești cât timp se gându și inima la ce-ai primit. Când inima ți-e în altă parte, chiar stând cu ai tăi ești rătăcit. Doamne, milă! Când inima ți-e în altă parte, chiar stând cu ai tăi ești rătăcit. Eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintiți duc legământul până la jertfă, aleluia, și luptă până la sfârșit. Duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Și vreau să ne mai lași strofa asta afișată și să o cântăm cu toată adunarea. Am văzut că știți cântarea. Să o cântăm din toată inima. Amin? Putem să o cântăm? Biruitor, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintiți. Duc legământul? Duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Amin. Domnul să ne facă pe toți biruitori. Și nu uitați, dacă treceți prin momente grele, poate aveți probleme de sănătate, poate v-a copleșit frica zilei de mâine. Nu uitați că creștinul autentic trebuie să se ridice, să lupte și să fie biruitor, dar nu oricum. În numele lui Iisus Hristos și toată biserica să zică amin. Amin. Glorie lui! Lăudat să fie Domnul! Și ce ar fi mai frumos să facem acum după această mărturie? Să ne rugăm, nu-i așa? Să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Dar înainte de a ne ruga, înainte de a începe acest turneu, și pentru că suntem în județul Alba, vreau să spun acest lucru, ce s-a întâmplat. Înainte de a începe acest turneu, m-am întâlnit cu câteva zile înainte de a începe de data de 8, cu un frate de aici din județul Alba. Nu-l cunoșteam. Și mi-a spus așa: frate Doron, în trecut, în 2020, ați fost în luna iulie cu echipa Hristic la noi, la Rieșeni. Și zic, da, am fost. Deci a fost o seară în care Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar, în cântare de laudă, în cuvânt. Au fost multe minuni care s-au întâmplat. Dar zice, vreau să spun minunea care s-a întâmplat cu mine. Și a spus așa: la tot ce s-a întâmplat în seara respectivă, eu am fost cu gura căscată. În momentul când predicatorul a spus: chiar acum, dacă crezi, poți să fii vindecat? Zice, n-am răspuns cu vocea, cu gura, ci am răspuns cu mintea: cred. Pentru că, zice, eu de câteva luni de zile sufeream de o eczemă care o aveam pe picior. Tot felul de alifii, tot felul de creme, de ce putea cumpăra, ce dădea medicul, nu-și făceau efectul. Și zice, eram deja disperat pentru că știam oameni care avea de 3-4 ani boala aceasta. Și am zis, Doamne, este momentul să mă vindeci și pe mine. Și zice, în momentul când am zis cu mintea, cred, în următorul moment am simțit o arsură pe picior acolo unde aveam acea eczemă și am știut că Iisus m-a vindecat. Am zis, aleluia, așa cum spune fratele pastor, aleluia. Zice, am plecat din biserică când s-a gătat slujba și am spus soției, Iisus pe mine m-a vindecat în seara asta.
Și a zis, când am ajuns acasă, am dat pantalonul la o parte și mi-a arătat el mâna, uite cum e pielea aici curată pe mână. Așa a fost pielea pe piciorul meu. Și atunci am spus tinerilor pe grup și am zis așa, dacă pentru un om ne ducem în România să vestim Evanghelia, să transpirăm, să cântăm, să chemăm pe fratele Ștefi de la Bistrița tocmai până în Alba și alți păstori să ne însoțească în alte locuri, se merită, dragilor. Aș vrea să vă provoc în această seară, nu vă uitați la confortul dumneavoastră, ci uitați-vă la ce a făcut Hristos pentru voi, ce a făcut Hristos pentru noi. Nu țineți la confortul dumneavoastră. Alergați în ogorul Evangheliei, că nu mai este mult. Și lumea aceasta se prăpădește. Dar trebuie să audă adevărul Scripturii. Ești gata să o faci? Când păstorul te-a băgat în apa botezului de bunăvoie, ai spus, Doamne, până la capăt te voi sluji. Vă invit să vă ridicați în picioare. Și în această seară repet și spun, poate ai o boală în trup. Dacă crezi, Iisus te poate vindeca. Uitați aici o mărturie vie. Alții spuneau, el n-a spus multe, fratele Ionuț. Alții spuneau, nu va mai fi om niciodată. Nu va mai cânta niciodată. Cântă și laudă pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru face minuni și astăzi. În secolul 21, când alții zic, voi ați rămas în urmă, nu contează, ne-l avem pe Hristos. Dacă ai o boală în trup în această seară, spune-o Domnului, dar crede. Nevoie de credință nu are Iisus, am eu și dumneata. Iar dacă știi pe cineva care este bolnav și nu este aici, adu-l cu numele înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să facă lucruri mari în seara aceasta. Vrem în seara aceasta Dumnezeu să lucreze? Domnul este prezent în adunare, dragilor. Aș vrea să mă întâlnesc cu păstorul dumneavoastră sau nu doar cu dumnealui, ci cu alți frați din biserică să spună de când ați fost la noi, Dumnezeu a lucrat, a vindecat, ne-a vorbit, ne-a ridicat. Ăsta este scopul pentru care alergăm în lumea aceasta. Glorificarea lui Dumnezeu și zidirea bisericii și mântuirea oamenilor. Haideți să strigăm către Dumnezeu. Amin.
Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dacă se vorbea despre modul în care Dumnezeu lucrează în ziua de astăzi, aș vrea să rămân la acest capitol și să vă spun că prin harul lui Dumnezeu, misiunea Hristic este implicată și în Venezuela. Pe lângă alte lucrări, după cum ați văzut la intrare, acel banner, Republica Moldova, Ucraina, Oltenia, Dobrogea. În Venezuela suntem implicați din 2015 și vreau să vă spun că în Venezuela, în mijlocul sărăciei, am văzut vindecări, tumori de cancer, orb care și-a căpătat vederea. Fetiță până în 10 anișori, n-avea mai mult, piciorul drept mai scurt, cu vreo 7-8 centimetri. La o rugăciune de 30 de secunde a fost vindecată. A mers pe picioarele ei și n-a mai scăpat deloc, pentru că ăsta e Dumnezeu pe care noi îl slujim. În mijlocul sărăciei, acolo Dumnezeu lucrează cu putere. Muncește o lună de zile ca să-ți cumperi un kilogram de carne. Este adevărat, pentru că am fost și am văzut. Banul lor nu mai are nicio valoare. Mafioții îl adună în fac pachete, îl scot în afară țării și îl vând, pentru că este mai scumpă hârtia decât valoarea banului. Muncește o lună de zile ca să câștigi în valoare de 6-7 dolari. Bolivar se numesc banii lor. Iubiți frați și surori, să fim oameni mulțumitori că suntem binecuvântați. În fiecare lună Dumnezeu ne ajută și îmi place să cred și cred lucrul acesta, că lucrarea este a Lui, pentru că în fiecare lună din 2015, nu sunt puțini ani, trimitem finanțe. Domnul ne ajută să le adunăm și să le trimitem către ei, ca să putem face o lucrare pentru cei nevoiași. 188 de copii în două centre pe care le avem, unul început în 2015, celălalt în 2018. Sunt și oameni care s-au botezat. Erau copii subnutriți, erau copii care erau, cum zicem noi, doar pielea și osul. Copii semi-sălbatici. Dar mulțumim lui Dumnezeu că astăzi nu mai avem un subnutrit, astăzi nu mai avem unul care să nu știe să citească, toți știu să citească, toți sunt în kilogramele care trebuie, toți știu să recite poezii, să se roage lui Dumnezeu. Și în felul acesta, părinților vin și pun tot felul de întrebări păstorilor și ei se botează. În materialul video pe care îl vom prezenta acum, 4 minute și câteva secunde, veți vedea 38 de persoane care s-au botezat. Împreună cu mine a fost pastorul Ciprian Bârsan, dar numărul lor a crescut. Sunt peste 100 de persoane care s-au botezat. Și zic ca Dumnezeu să fie glorificat în mijlocul nostru. Amin? A Lui este toată gloria. A Lui este toată slava. Multe ar fi de spus despre această lucrare din Venezuela, dar am vrea să rămânem la aceste cuvinte și să urmărim materialul video pe care l-am pregătit și zic că în toată lucrarea doar El să fie glorificat. Puteți să vedeți lucrarea mea actualizată pe Facebook Misiunea Hristic sau pe canalul nostru de YouTube. Puteți să intrați și să vedeți lucrări pe care Domnul ne ajută să le facem. Și încă o dată spun, toate sunt pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria Lui. Iar când acest material video se va încheia, vom asculta mesajul pe care Domnul l-a pus pe inima fratelui Ștefi pentru noi care suntem aici și pentru cei care ne urmăresc prin internet. Dumnezeu să le vorbească acolo unde se află. Dumnezeu să le se descopere. Și Dumnezeu să răspundă multor întrebări care în seara aceasta sunt puse în dreptul meu și eu am întrebări și fiecare dintre noi avem întrebări. Credem că Dumnezeu este gata să ne răspundă, să ne vorbească. Și zic, Domnul să fie glorificat în toate. La ieșire în această seară, dacă vreți să vă implicați pe lângă rugăciunile care le faceți pentru noi și credem că am mai fost la dumneavoastră și v-ați rugat pentru noi, ori de câte ori vă aduceți aminte, rugați-vă pentru noi, avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră. La ieșire vor fi și CD-uri prin care, cumpărându-le, veți putea ajuta lucrarea pe care o facem prin donațiile dumneavoastră și în felul acesta împreună putem lucra pentru lărgirea Împărăției lui Hristos și putem să ne implicăm acolo unde este nevoie. Și zic, Domnul fie glorificat. Amin. Misiunea Hristic și-a început activitatea în anul 2004, iar până în prezent slujim lui Dumnezeu și oamenilor. În România ne implicăm în zonele defavorizate, în care sărăcia este mare atât din punct de vedere material, cât și spiritual. Astfel, pe lângă vestirea Evangheliei în zonele precum Oltenia sau Dobrogea, oferim ajutoare familiilor aflate în nevoi.
În Ucraina și Republica Moldova am găsit oameni care au fugit din calea războiului, care au rămas fără nimic din ceea ce aveau, oameni greu încercați de sărăcie. Totuși, în acest cadru, multe persoane și-au deschis inima pentru Evanghelie și totodată s-au bucurat de alimentele și ajutoarele primite. Venezuela este un proiect început în anul 2015 și este în continuă dezvoltare, deoarece vedem cum Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm în mai multe orașe din această țară. Aici, oamenii trăiesc sub pragul sărăciei, astfel că un kilogram de carne ajunge să coste cât un salar pe o lună. Ne-am implicat în orașul Maturin, unde am construit un centru de zi ce dispune de un cabinet medical, o școală biblică și o cantină unde hrănim zilnic 100 de copii. Biserica din acest oraș numără peste 150 de oameni majori, la care se adaugă numărul copiilor. Iar majoritatea acestor frați și surori nu au ce să mănânce atunci când merg acasă. Așa că am hotărât ca în fiecare duminică, după programul de biserică, să se pregătească o masă caldă pentru toți cei prezenți. Chiria ce o plăteam lunar pentru biserica din Maturin a fost triplată de către proprietarul musulman. Domnul a purtat de grijă ca biserica să primească de la primărie un teren de 87 de metri lungime și 47 de metri lățime, cu condiția să se ridice clădirea cât mai repede. Până acum am reușit să turnăm fundația, dar este nevoie de multă muncă pentru ca biserica să fie construită. Avem credința că în această locație Dumnezeu va lucra și mulți oameni se vor întoarce la El. Pe lângă aceste proiecte, lunar susținem din punct de vedere financiar 5 familii de pastori misionari și săptămânal ducem mâncare bolnavilor la spitalul din zonă. Un alt oraș în care ne implicăm este Caripito. Aici am deschis un centru de zi în care zilnic 88 de copii subnutriți, bolnavi, primesc mâncare, li se acordă îngrijire medicală și sunt învățați cântece și versete din Biblie. Bucuria noastră este mare să vedem că sunt deja 38 de suflete care s-au botezat, atât din Maturin cât și din Caripito, și credem că urmează să se adauge și alții la numărul lor. Stimaților, vă rog să vă ridicați înaintea Domnului. Binecuvântăm pe Domnul pentru seara aceasta, îi mulțumim că suntem în prezența Lui și aș vrea să citesc doar două versete pentru seara aceasta, Psalmul 90, versetul 1 și versetul 2. Este o parte din rugăciunea lui Moise pe care a rostit-o înaintea lui Dumnezeu prin scrierea acestui psalm. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Copleșit
de imaginile care le-am văzut, deși știu multe despre lucrarea misiunii Hristic, mi-am adus aminte de o întâmplare și aș vrea să fac aici o paranteză spunând că de multe ori poate nu mulțumim suficient lui Dumnezeu pentru multul bine pe care ni l-a făcut, pentru multele binecuvântări pe care ni le-a dăruit și doresc ca numele Lui să fie binecuvântat. În urmă cu aproape 100 de ani, 90-100 de ani, a emigrat o familie din Africa spre Statele Unite. O familie foarte săracă. Părinții au reușit cu mare greu să introducă în școlile americane. Dar fiind o familie foarte săracă, nu avea cu ce să îmbrace, nu avea să le pună de mâncare. O zi, două, trei, au trecut cum au trecut. Unul din cei mai mici, care era clasa a doua, a treia, avea doi băieți, a început să fure din sandwichul colegului său. Colegul său a remarcat lucrul acesta și l-a spus dascălului. Dascălul l-a chemat în față, era o lege foarte aspră în vremea aceea, și a spus, pentru fapta aceasta va trebui să fii dezbrăcat la bustul gol, să fii lovit cu de 20 de ori cu nuiaua și scuipat de fiecare coleg în față. În momentul în care a fost, spune întâmplarea aceasta, dus în fața colegilor, el a început să plângă. Și dascălul a zis, de ce plângi? Și l-a spus, pentru că nu pot să-mi dau haina jos, că nu am cămașă. Dar de ce nu ai cămașă? Fratele meu, care este cu un an și ceva mai mare ca mine, are cămașa. Când eu iau haina, el poartă cămașa. Când port eu cămașa, el poartă haina. A tras haina jos de pe el cu duritate, a început să lovească, să lovească, urma să fie scuipat în față de fiecare și a început să lovească. La un moment dat, din sală, de acolo, din clasa respectivă, s-a auzit o voce. Domnul dascăl, opriți-vă! Opriți-vă! Și când dascălul s-a uitat, era tocmai cel care fusese păgubit. Era colegul de bancă. A venit în față și a zis, nu mai pot să văd scena aceasta. Un copil care este doar oase și piele, să fie lovit cu atâta cruzime, pentru că legea este lege și nu poate fi depășită, l-a dat la o parte și a zis, loviți-mă pe mine. Aș vrea să-ți spun în această seară că Iisus Hristos într-o zi a decis să părăsească gloria și slava, să vină pe pământul acesta, să fie lovit pentru mine și pentru dumneata, să ducă greul, să moară între cer și pământ atârnat pe un lemn, ca prin el să avem viață veșnică, lăudat să fie numele Lui. În această seară, mesajul biblic sau centrul acestui mesaj ne prezintă un personaj important din Scriptură, un om care a călătorit mult și l-am numit călătorul din pustie. Dar mai presus de omul acesta, mai presus de călătoriile lui, mai presus de experiențele lui, este Dumnezeu. Moise, care scrie psalmul acesta, vine la un moment dat și spune despre Dumnezeu, pentru că piesa importantă e Dumnezeu, glorie Lui. Și spune Biblia așa, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. Lucrarea, misiunea Hristic, și Domnul să binecuvinteze acest grup, a început cu mulți ani în urmă. Dacă în seara aceasta sunt aici ei și noi toți, este că un Dumnezeu puternic i-a luat în brațe. Este că un Dumnezeu puternic te-a luat în brațe. Este că un Dumnezeu puternic e prezent aici la Alba Iulia în seara aceasta. Glorie Lui în veci! Binecuvântat să fie numele Lui. Când vorbim despre aceste două versete, Moise
tratează în rugăciunea aceasta primul adevăr. Găsim în Psalmul 90 mai multe adevăruri, mai multe elemente importante, dar când vorbim despre cele două versete, uitându-ne la aceste două versete, Moise vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Și ascultați ce vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea din veșnicie în veșnicie. Tu ești Dumnezeu. Ce l-a determinat pe Moise să scrie, să se roage în felul acesta? Aș vrea să te întreb în seara aceasta, de la mic la mare, tânăr și vrâznic, prieteni, Doamne și Domn, care sunteți în această seară aici, noi care predicăm Evanghelia, slujitorii, cântăreții, toți suntem întrebați și la toți ni se poate pune întrebarea aceasta. Noi putem spune despre Dumnezeul pe care îl slujim, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam? Dar se pune o a doua întrebare: care este Dumnezeul pe care îl slujești? Care este personalitatea aceasta dumnezeiască? Care este în viața dumneatale? Care este în viața mea? Care mi este stăpân? Din ce împărăție fac parte? Cine mă guvernează? Cine îmi guvernează viața mea? Cine este guvernatorul vieții mele? Uitându-ne la Moise, observăm în istoria și călătoria lui Moise, călătorul din pustie, care îl ia pe Dumnezeu ca adăpost și ca scut, tur de scăpare, se spunea în seara aceasta. Luându-l pe Dumnezeu ca și scut, ca și tur de scăpare, observăm încă de la începutul vieții lui Moise că Dumnezeu îl iubea foarte mult pe Moise. Dumnezeu avea un plan special cu Moise. Dumnezeu are un plan special cu dumneata, de aceea te-a vindecat să cânți. De aceea te-a vindecat să fii sănătos, să poți să spui: trăiască Domnul! În viața aceasta, fiecare, mulți dintre dumneavoastră de la balcon, din sală, poate n-ați avut ocazia să ajungeți la amvon, dar dacă vi s-ar da posibilitatea, am avut momente în viața de pastorație la final de an când Dumnezeu mi-a pus pe inimă următorul lucru: să numesc câțiva frați pe vârste, între 18-20, între 25 și 30, între 30-35, până la vârsta cu percărunți, cel puțin 2-3 frați, să aducă câte o mărturie ce a făcut Dumnezeu în viața lor. Am stat după amvonul bisericii și timp de 3, de 4, de 5 ori, ore cât a stat, cât a fost seara aceea, am plâns și l-am lăudat pe Dumnezeu, auzind atâtea mărturii și minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în viața credincioșilor. Așa, să te întreb azi, dacă ai văzut minuni în viață și dacă l-ai simțit pe Dumnezeu, dacă l-ai văzut în viața dumneatale în fiecare zi, nu uita binele pe care ți l-a făcut Dumnezeu niciodată. Rămâi în mulțumirea aceea sufletească, mulțumind lui Dumnezeu pentru că ți este stăpân și guvernator. Lăudați să fie numele Domnului. Uitați-vă ce spune Biblia. Uitându-ne la Moise, uitându-ne la lucrarea pe care Dumnezeu o face cu Moise. Când vorbim despre Moise, călătorul prin pustie, din pustie, dumneata ești un călător, eu sunt un călător. Dacă ar fi să vă spun un pic din istoria mea, poate nu știu dacă mă știe cineva. Am avut câteva persoane apropiate din zona aceasta, familii care ne-am cunoscut prin diaspora, Spania, am locuit și acolo mai mulți ani de zile. Dacă v-aș spune, m-am născut în Gura Honț, telegrafic, județul Arad, am locuit în orașul Arad, am studiat în Arad, m-am măritat la Bistrița, m-am mutat în Spania, m-am reîntors din Spania, ne-am mutat în Bistrița și acum călătorim în toată România. Nu știm când plecăm de pe pământul acesta. Dar vreau să vă spun că în viața aceasta, eu și dumneata suntem doar niște călători. Ca să zâmbiți un pic. În 2009 am avut o invitație pentru Portland, în America, să merg la biserică.
Când am mers să primez viza pentru America, m-am dus chiar la ambasada din Madrid. S-a uitat ambasadorul la mine și a zis: domnule, înțeleg că sunteți păstor, înțeleg că slujiți o anumită comunitate religioasă, dar nu aveți bani în cont suficienți, nu aveți mașină pe dumneavoastră, nu aveți casă pe dumneavoastră, nu aveți apartament pe dumneavoastră, nu aveți o firmă, sunteți ca o frunză, o frunză care e mutată în dreapta, în stânga, purtată de vânt. Și am zis: bine spuneți, domnul ambasador, că eu și-aș vrea și dumneavoastră să fiți o frunză care merge spre împărăția lui Dumnezeu, nu spre America, nu spre Australia, ci să ai perspectiva cerului. Lăudat să fie numele Domnului. Dragii mei, uitându-ne la viața lui Moise, călătoria lui Moise prin pustie, a fost un om al călătoriilor. Încă de mic a călătorit pe mare, pe apă, pe râu, pe ocean, pe lac. Încă de mic a fost așezat într-o bărcuță și a început călătoria lui Moise. De mic omul călătorește. De când se naște în lumea aceasta, este într-o continuă călătorie. Și pe mare s-ar putea să vină valurile, pe mare mai vine încercarea, mai vin vânturile, mai vin necazurile. Dar când Hristos e la cârmă, când Hristos este în corabie, când Domnul este în barca în care ești și dumneata, și întrebarea este: ești și dumneata în barca aceea? Doamne, ajută-ne la aceasta! Oricât de mare ar fi valurile, oricât de mare ar fi încercarea, Iisus potolește furtuna. Primul lucru care vreau să îl subliniez despre Moise: învățăm de la acest călător din pustie că a înțeles ce înseamnă să fii salvat și scos. Primul nume pe care îl primește acest copil este Moise. Ascultați, scena aceasta este extraordinară. În Exod, în cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 2, spune Biblia în felul următor despre imaginea aceasta din viața lui Moise. Un om din casa lui Levi, versetul 1, luase o nevastă dintre fetele lui Levi. Versetul 2, femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. S-a uitat la el, l-a văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni de zile. Moise urma după 3 luni de zile să pornească în călătoria vieții lui. Moise, încă de când era mic, de la 3 luni de zile, a început să călătorească pe ape. Nemai putând să-l ascundă, nemai putând să-l ferească de legea lui Faraon. Era o lege aspră atunci. S-a născut într-o vreme de încercare. Mulți copii s-au născut pe vreme de pandemie, alții pe vreme de război, alții pe vreme de foamete, alții pe vreme de inundații, de pericole, de cutremure. Dar unde a scris Dumnezeu viață, a rămas în viață. Dacă Dumnezeu scrie viață, Dumnezeu lasă viață. Am văzut și în perioada aceasta, nu prea mi-a plăcut să vorbesc despre pandemie, dar vă spun că în perioada aceasta de pandemie am văzut mâna lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Soția mea este cadru medical și chiar a lucrat benevol 7 luni de zile pe secția de COVID. Dar Dumnezeu ne-a păzit într-un mod extraordinar. Și am văzut mâna lui Dumnezeu asupra familiei noastre și asupra bisericilor unde slujesc, lăudat să fie numele Domnului. Dar dacă în dreptul unora s-a închis cartea și au venit apele mai mult decât s-au gândit, Dumnezeu a decis să ia sufletul acela, să-l ducă acasă, pentru că a fost pregătit și pentru că floarea a mirosit bine în grădina lui Dumnezeu. Și când miroase bine floarea, nu mai poate ține nimeni că îi place lui Iisus, îi place lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Floarea aceasta îi plăceau părinților. Floarea aceasta, bobocul acesta, trandafirul acesta, se uitau părinții la el și au zis: Moise, 3 luni te-am ascuns, nu mai putem să te ascundem, nu mai putem să facem nimic pentru tine, începând de azi te încredințăm în totalitate în mâna lui Dumnezeu. Dragii mei,
Abandonați-vă viața în mâna lui Dumnezeu. Încredințați-vă în totalitate viața în mâna lui Dumnezeu. Și pregătește, Biblia spune, sicriașul acela. Permiteți-mi să spun, acea micuță bărcuță. Și așezat în acea bărcuță, îl pune pe ape și îl încredințează în mâna lui Dumnezeu. Și se întâmplă o minune. Credeți că la întâmplare fiica lui Faraon a venit să se scalde acolo? Credeți că la întâmplare? Nu, era degetul lui Dumnezeu, era mâna lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să izbăvească pe cineva, când Dumnezeu vrea să-ți facă un bine, pregătește cadrul. Când Dumnezeu vrea să-ți vorbească, pregătește evanghelistul. Când vrea să-ți vorbească prin cântare, pregătește cântărețul. Când trebuie să auzi, așa vorbește Domnul, dă mesaj prorocului. Când trebuie să fii vindecat, dă autoritate slujitorilor. Asta face Dumnezeu, asta face Dumnezeu, asta face Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Și fiica lui Faraon vine să se scalde și un moment dat observă bărcuța aceea și este scos din apă și îi pune numele Moise. Și când își aude numele Moise, n-ai vrea să ai numele acesta? Mi l-am luat în viața mea de multă vreme, pentru că Moise înseamnă scos, 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 salvat din apă. Când auzi numele acesta, gândește-te de unde te-a scos Dumnezeu, gândește-te cât bine ți-a făcut Dumnezeu, gândește-te de unde te-a smuls Dumnezeu. Și dacă sunt prieteni în această seară aici, rog pe Domnul să-i scoată din apă, rog pe Domnul nu se-i scoată din păcat, îi rog pe Domnul să-i scoată din mijlocul întunericului, să-ți pune picioarele pe stâncă, să-ți binecuvinteze călătoria, idealurile și perspectivele și să ai, începând din seara aceasta, dorul pentru veșnicie. Trăiască Domnul, dorul pentru veșnicie, trăiască Domnul. Și a pus numele Moise. Când auzea numele acesta, Moise, scos, călătorul care este salvat, călătorul care își aude numele, care e salvat din apă, care e scos și salvat de la moarte. Doamne, îți mulțumim că ne-ai salvat de la moarte. Îți mulțumim că și astăzi salvezi. Spunea fratele Doru în această seară, Dumnezeu să-l binecuvinteze, dacă pentru un om se merită, se merită. Călătorim poate sute de kilometri, chiar mii, pentru un om. Se merită? Se merită. Pentru că vă spun ceva, dragii mei, ascultați cu atenție. În urmă cu 2000 și ceva de ani, Fiul lui Dumnezeu a venit pentru mine și pentru dumneata pe pământul acesta. Milioane și catralioane de kilometri. Spunem tehnologia de astăzi, că dacă s-ar face o rachetă care să meargă cu nu știu cât, infinit viteză, i-ar trebui săptămâni și luni să ajungă în al treilea cer. Dar într-o zi, cineva a scris un psalm și cineva a lăsat în paginile Sfintelor Scripturii un telefon și tehnologia de astăzi ajută să te vezi pe cameră, să vorbești, să vorbești cu prietenii, să-ți trimiți mesaje unii la alții. Dar în Scriptură am găsit, de când eram copil și părinții mei îmi spuneau și pastorul nostru ne spunea despre un telefon 5015, cheamă-mă în ziua necazului, Iisus Hristos ascultă la secundă. Fiul lui Dumnezeu a coborât din glorie și din slavă și știți și care este marea bucurie pentru mine în seara aceasta aici? Mă bucur că sunt cu dumneavoastră. Mă bucur chiar dacă sunt pentru prima dată în orașul acesta la biserică. Am trecut de sute și de sute de ori pe aici, mergând spre Arad, tot prin Alba Iulia trec. Chiar de 2 săptămâni am fost la Arad la un botez. Dar n-am ajuns niciodată aici la dumneavoastră până în seara aceasta. Dar nu asta e bucuria că sunt aici, ci bucuria mea este că Iisus este aici. Bucuria cea mare este că Dumnezeu e prezent aici la părtășie. Trăiască numele Lui! În călătoria aceasta, asumă-ți, ia-ți numele acesta de Moise, scos, salvat. Un al doilea nume pe care îl are și se identifică cu acest nume în călătoria lui prin pustie, pentru că după 40 de ani, când se vede pregătit, școlat, maturizat, ajunge la majorat, Moise ia decizia să facă ceva pentru poporul său și eșuează. Greșește Moise, ia o decizie incorrectă, trebuie să fugă de mânia lui Faraon și ajunge
în pustie. 40 de ani de școală de teologie. Acolo în pustie Dumnezeu îl echipează, Dumnezeu îl pregătește, Dumnezeu îl șlefuiește și ajunge în casa lui Ietro. Ietro îi oferă una din fiicele sale pe Sefora, se căsătorește cu Sefora și Dumnezeu le dă primul copil. Și primului copil îi se pune numele Gershom. Sunt străin aici. Un al doilea nume pe care să-l porți în viața aceasta este Gershom. Înțelege în această seară că suntem doar niște călători. Mă uitam la filmările acelea și mă gândeam cât de mare sărăcie. Casele noastre sunt așa de bine izolate, așa de bine căptușite, cu un etaj, cu două, cu trei, dacă se poate. Am un prieten, n-am să-l divulg, undeva în Bucovina, i s-a luat un interviu și nici nu știa câte camere are. Și alții dorm sub cerul descoperit, nu au unde să-și pună capul. Știți că nici Iisus n-a fost bogat și Domnul Iisus Hristos a fost unul din cei mai săraci oameni ca să predice Evanghelia cu Hristic. A trebuit să împrumute o barcă, n-a avut mașina lui. Ca să intre în Ierusalim, a trebuit să împrumute un măgăruș, n-a avut măgărușul lui. Ca să se odihnească, a trebuit să meargă din casă în casă ca să poată dormi. Ca să mănânce din când în când, au trebuit ucenicii să se ducă în cetate să-i cumpere de ale mâncării. A mai mers din când în când în Betania, unde primea de mâncare. Ca să fie îmbrăcat, cineva i-a făcut niște haine și un meșter iscusit i-a făcut o cămașă dintr-o singură țesătură. Ăsta e Iisus, nu casa lui, nu afaceri, nu business-ul lui, nu barca lui, nu măgărușul lui, dar cel care este cel mai sărac dintre oameni este, rămâne și va fi cel mai bogat. Pentru că acel sărac care a venit între noi s-a uitat la 5 pâini și 2 pești și le-a mulțit și s-a rugat pentru ele. Acel sărac, Iisus Hristos, ca om, s-a uitat la racla aceea în care era tânărul mort și l-a înviat. A ajuns în fața mormântului lui Lazar și a poruncit să iasă afară și l-a înviat. S-a uitat la orbul Bartimeu și a zis, ce vrei să-ți fac? Du-te, credința ta te-a mântuit. Acesta e Iisus, care a strigat-o pe fetița lui Iair și a înviat din morți. Așa să te întreb, de ce te temi de ziua de mâine? Chiar dacă ești străin și călător și s-ar putea să te identifici cu acest nume Gershom, mă identific și te identifici. În călătoria noastră prin pustie, luați-L pe Dumnezeu ca scut și adăpost. Moise l-a luat pe Dumnezeul lui ca scut și adăpost, pe Dumnezeul cel viu. A înțeles încă din copilărie, încă de mic, că Dumnezeu i-a fost ajutor. El l-a salvat și l-a scos din apă. În pustie, timp de 40 de ani, ziua, spune Biblia, era așa de cald și noaptea era foarte frig. Dumnezeu i-a fost adăpost. Într-o zi a decis să facă un lucru pe care nu l-a mai făcut niciodată. A trecut până dincolo de pustie. A ajuns până la muntele lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu îi vorbește. Pentru că vine al treilea nume cu care el se identifică. Dumnezeu îi dă un fiu, numele lui este Gershom. Dumnezeu îi dă al doilea fiu și a pus numele Eliezer. Domnul este ajutor. Domnul este tun de scăpare. În viața aceasta, dragii mei, și am văzut că seara aceasta a fost canalizată, împinsă, îndemnată de Duhul spre mărturisirea și spre puterea de vindecare a lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mărturisesc aici, poate unii ați mai auzit mărturia sau nu, aș vrea să vă spun în seara aceasta că dacă nu era Dumnezeu de partea mea, și nu spun toată mărturia, pe scurt, după căsătoria mea cu soția Cristina, am fost invitați la Botoșani, fratele spunea și undeva ne-am mai întâlnit, am fost invitat la numărul 1 la o conferință de tineret. Eram un tânăr atunci, căsătorit recent, aveam 23 de ani, soția tânără. După ce am predicat la acea seară, fratele Cornel Bârsan încă era în România atunci,
Duhul Domnului ne-a spus printr-o soră, și acum trăiește, Dumnezeu să o binecuvinteze, mai micuță așa la statură, a zis, peste voi va trece o mare încercare. Și vreau să vă spun telegrafic că nu era COVID-19 atunci, nu era pandemie. Dar m-am îmbolnăvit de plămâni atât de grav încât am ajuns sub 45 de kilograme. Nici acum nu prea la 43, slavă Domnului. Dar vreau să vă spun că atunci eram foarte slab. Am ajuns internat în spital, timp de 6 luni de zile tratament în fiecare zi, 16 medicamente și 8 injecții. 16 medicamente și 8 injecții. Dar spun finalul. După 6 luni de zile am fost invitat să mă duc în sat chinez la o seară de evangelizare, județul Timiș. A spus fraților că n-am cum să ajung. Aveam un Audi benzinar, atunci 1300, sunau toate pe el, era mai vechi ca mine, mai bătrân ca mine, dar cu greu mare, după 15 ore de călătorie, am ajuns acolo. Eram încă în tratament, vorbeam foarte încet. M-a ridicat la amvon și vorbeam încet. Dar în timp ce predicam, am auzit o voce și vocea era a lui Dumnezeu. Ridică biserica la rugăciune. Roagă-te pentru bolnavi. Un medic bolnav nu tratează bolnavi, se tratează pe el. Cum să te rogi un bolnav pentru alți bolnavi? Și am auzit a doua oară vocea și am ridicat biserica la rugăciune și în momentul acela din sală Duhul Sfânt a strigat așa, bărbatule dintr-o cetate depărtată, în clipa aceasta, în seara aceasta mă ating de plămânii tăi și vindec, amin. Și pentru că în seara aceasta, după 20 de ani de zile sunt aici, este că într-o zi Dumnezeu a zis un cuvânt. În seara aceasta vreau să spun că Dumnezeu e ajutor, e tund de scăpare, glorie lui în veci. Prieten drag, n-ai vrea să-L iei pe Dumnezeu ajutorul dumneatale? N-ai vrea începând din seara aceasta, chiar dacă n-ai purta numele de Moise, să-L porți din seara aceasta, care înseamnă scos și izbăvit, salvat! Aleluia! Să porți numele de Gherșom, călător spre o patrie divină! Pentru că dumneata și eu nu suntem de pe pământul acesta. Suntem doar niște călători. Îmi iubesc soția, copii așa de mult și când sunt în familie mă bucur, frații pe care îi slujesc de asemenea, prietenii apropiați, rudenile, dar atât de mult aștept să vină Iisus. Mi-e dor de Iisus. Îmi doresc să părăsim pământul acesta, pentru că dincolo, pe țărmul celălalt, ne așteaptă Hristos Domnul. Poate mulți ați locuit în diaspora, când veneam din Spania, veneam în România și vizitam România, ajungeam în Arad, ziceam, o, slavă lui Dumnezeu, am ajuns acasă, mergeam la părinții mei, nu mă simțeam acasă. Veneam la Bistrița, unde avem casă, spuneam, o, am ajuns acasă, nu mă simțeam acasă. Ne întorceam din nou din vacanță și spuneam, slavă lui Dumnezeu, am ajuns pentru o vreme la casa aceasta, nu ne simțeam acasă. De 8 ani suntem repatriați în România, nu mă simt acasă. Oriunde m-aș duce, nu mă simt acasă. Pentru că Iisus a spus, Ștefane, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde voi fi eu să fiți și voi. De fapt, noi pentru asta îl slujim pe Dumnezeu, de asta îl slujim pe Dumnezeu, pentru că vrem să ajungem dincolo, dincolo, pe țărmul celălalt. Iubiții mei, în această seară, aș vrea să vă provoc să luați pe Dumnezeu ca ajutor. Moise a spus despre Dumnezeu, tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, pentru că a trăit experiențele cu Dumnezeu, un Dumnezeu al detaliilor, un Dumnezeu care în fiecare secundă, în fiecare minut, la fiecare pas era cu Moise, pe apă a fost cu Moise, în pustie a fost cu Moise, a ieșit din pustie și Dumnezeu l-a identificat cu numele acesta, Domnul este ajutor. Și Dumnezeu, când a trecut dincolo de pustie, a vorbit acum Moise, Exod 3 cu 10, acum al prezentului aceluia e binecuvântarea lui Moise, este chemarea lui Moise, este înțelegerea planului lui Dumnezeu. Mulți oameni trăiesc doar pe istoria trecutului. Alții se gândesc că în viitor va fi mai bine. Chiar unii predicatori, indiferent de confesiune, spun, oh, când erau părinții noștri sau așa, când eram noi mai tineri sau mai de mult era așa, era. Și am trăit vremurile acelea frumoase
Și mi-aduc aminte pe vremea regimului vechi când tata organiza ser de rugăciune, puneau între geamuri perne din cap de jos până sus și blindau geamurile să nu audă securiștii, securitatea și poliția. Am trăit vremurile acelea când începea seara de rugăciune de la 9 seara și se încheia la 5 dimineața și tata mergea la mină, era maestru la mină și alții mergeau la CFR și alții mergeau la fabrici. Alea au fost vremurile și nimeni nu era obosit. Toți erau plini de har și seara începeau din nou la fel. Dar nu înseamnă că trebuie să trăiesc doar pe experiențele care au fost. Eu trebuie să trăiesc prezentul. Dumnezeu îi spune lui Moise, acum Moise, înțelege prezentul, trăiește prezentul, înțelege vremea prezentului. Azi e vremea mea și vremea dumneatale. Mâine e vremea copiilor noștri. Dar în această seară aș vrea să înțelegem vremea chemării, vremea binecuvântării lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În călătoria prin pustie, Moise a văzut slava lui Dumnezeu. În fața Mării Roșie, Dumnezeu îi vorbește, ridică toiagul și marea se despică. La marea aceea, la apa aceea mare, atinge apa și va fi dulce. La stânca Hebronului, atinge stânca și va curge apă. Când veneau dușmanilor, Moise se ruga undeva pe munte, stătea cu mâinile sus, jos, în vale, era marea bătălie, dar bătălie fizică de la cor la cor, dar marea bătălie și cea mai puternică bătălie s-a dat în rugăciune pe munte. Această seară aici, la muntele Carmel, muntele lui Dumnezeu, se dă o bătălie. În această seară, bătălia se dă la nivelul minții și la nivelul inimii. Ce vei decide în seara aceasta? Cu cine vrei să pleci din locul acesta? Pe cine vrei să slujești? Dacă Moise a zis, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam, vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu, aș vrea să te întreb în această seară, recunoști această suveranitate a lui Dumnezeu? Încă de la început, diavolul a venit să conteste autoritatea, suveranitatea și existența lui Dumnezeu. Oare? Cu acest cuvânt a lovit familia, prima familie din Eden. Oare a zis Dumnezeu așa? Oare să fie chiar așa? Și Moise...